Haideți, zic, noi să îl binecuvântăm pe Creatorul nostru viu, care în această dimineață este prezent între noi. Și este un Dumnezeu plin de dragoste, care a avut grijă ca în fiecare zi, până în prezent, noi să trăim, să avem sănătate, să avem cele necesare, ne-a purtat de grijă. Acesta este Dumnezeul nostru, Dumnezeul creștinilor, un Dumnezeu viu și adevărat. De aceea îl glorificăm, de aceea venim la biserică și toți ar trebui să gândim că niciodată nu venim la biserică de dragul obiceiului și de dragul lui Hristos. Mie unul îmi este sete după prezența divină la biserică. Amin! Păi simt prezența lui Dumnezeu când sunt singur, dar am nevoie și de prezența lui Dumnezeu în comunitate, atunci când suntem cu întreaga biserică. Avem părtășie unii cu alții și cu toți avem părtășie cu Dumnezeu, cu Hristos care este capul. Haideți, așadar, iubiți frați și surori, să observăm ce ne mai spune Tatăl nostru cu privire la roada Duhului Sfânt. Ultima roadă a Duhului Sfânt, înfrânarea poftelor. Și haideți să vedem puțin definiția biblică a acestui termen și apoi modul cum trebuie să o manifestăm în fiecare zi în viața noastră. De la bun început trebuie să spunem următorul lucru, că una dintre cele mai grele lucruri pe care Dumnezeu le cere creștinului și unul dintre lucruri care nu-i făcut aproape deloc este înfrânarea poftelor, înfrânarea. Este un lucru extraordinar de greu. Lepădarea de sine. Iisus Hristos a spus, cine vrea să fie ucenicul meu, trebuie să se lepere de sine. Să-și ia crucea și apoi să mă urmeze, să vină după mine. Spune cuvântul lui Dumnezeu clar. Una dintre roadele Duhului este înfrânarea poftelor. Și vii, frați și surori, uneori eșuăm să ne înfrânăm. Știți de ce? Pentru că Duhul Sfânt nu este la lucru în viața noastră. Și ca urmare, noi ajungem la afirmația, păi nu pot. Aici pofta este prea mare. Aici deja n-am putut, am căzut. N-am fost biruitor. De ce? Pentru că Duhul Sfânt n-a fost în inima și în viața mea într-un mod activ, astfel încât să mă activeze sau să-mi dea putere și mie și în modul acesta să fim, cum spune Apostolul Pavel, mai mult decât biruitor. În Ortodoxie, de exemplu, lupta împotriva patimilor sau a păcatelor este dăruită sau este segmentul de care se ocupă monahii sau asceții, cei care stau în mănăstiri și datoria lor este să lupte împotriva păcatului. Și mai puțin oamenii din societate care au treaba lor, care sunt destul de seculari, vin la biserică de nu știu câte ori pe an sau într-un deceniu și în modul acesta, cel puțin în Ortodoxie, este foarte neglijat lupta împotriva păcatelor sau înfrânarea păcatelor, a poftelor. Dar, iubiți frați și surori, Biblia spune fiecărui creștin, fiecărui urmaș al lui Hristos că are nevoie de lepădare de sine și are nevoie de înfrânarea poftelor. Și haideți să vedem puțin ce înseamnă autocontrolul sau înfrânarea poftelor. Înseamnă control asupra dorințelor sau impulsurilor rele. Haideți să fim cu toții atenți la ce spune Scriptura și să observăm următorul lucru. A-ți înfrâna poftele nu înseamnă absența poftelor, nu înseamnă lipsa poftelor. Mulți interpretează și nu vin la pocăință pentru că îi spun, păi dacă vii la pocăință, trebuie tot să te abții. Înfrânarea poftelor nu este neapărat doar o abținere. Înseamnă să îți controlezi tu poftele tale. Un om călăuzit de vicii, un om care este rob al păcatului are o realitate crudă în viața lui de care nu poate scăpa, și anume viciile și lucrurile îl stăpânesc pe el. A fi om care se înfrânează înseamnă tu să controlezi lucrurile și nu lucrurile să te controleze pe tine. Te scoți dimineața și spui, Doamne, până acum am greșit. De azi înainte nu mai vreau să fac cu tare lucru sau viciu. Și seara le-ai făcut pe toate și spui, din nou am căzut. Asta pentru că lucrurile controlează omul și nu noi controlăm lucrurile. Și Dumnezeu când ne spune să ne înfrânăm, asta presupune, iubiți frați și surori, să fim suficienți de maturi și de puternici ca să putem să controlăm noi păcatul, nu păcatul să ne controleze pe noi. Și niciodată nu vom putea înțelege de ce trebuie să ne înfrânăm până când nu înțelegem cu toții realitatea teologică și anume, omul este compromis și căzut.
Dacă Adam nu cădea, nu era nevoie de înfrânarea poftelor, pentru că poftele de care spune Scriptura că trebuie să ne înfrânăm, nu sunt dorința de a dormi, dorința de a mânca, dorința de a bea apă, dorințe naturale, ci dorințe păcătoase, pofte păcătoase. Și din pricina aceasta, fiindcă din natură noi suntem căzuți, în păcat m-a zămislit, mama mea, spunea David. Din pricina faptului că avem o natură deja compromisă. Și cum spunea Apostolul Petru, poftele firii pământești se războiesc cu sufletul. Dumnezeu ne-a creat un suflet pur și diavolul vrea prin pofte, prin fire, să infiltreze tot felul de păcate în viața noastră. Și din pricina aceasta, iubiți frați și surori, noi trebuie să fim vigilenți, să fim atenți, să fim în stare să controlăm sau să stăpânim dorințele noastre carnale. Apoi, autocontrolul sau înfrânarea poftelor mai înseamnă și disciplina asupra trupului și asupra sufletului. Așa cum spune 1 Corinteni 9, s-a citit versetul 25. Cei ce se luptă, cei care sunt angajați în lupta duhovnicească, trebuie neapărat să se înfrâneze, să se controleze. Și iubiți frați și surori, câteva versete mai jos, Apostolul Pavel spune în felul următor. Mă port aspru cu trupul meu și îl supun stăpânirii, înfrânării, controlului. De ce? Ca să moștenesc și eu cununa care este dată fiecărui credincios adevărat. Fiecărui credincios care într-adevăr este credincios. Haideți, iubiți frați și surori, să observăm că Dumnezeu ne cheamă la o luptă a credinței și aceasta presupune neapărat disciplină, autocontrol sau înfrânarea poftelor. Apoi, înfrânare mai înseamnă și cumpătare. Așa cum spune 1 Timotei 3. În versetul 2 vorbește despre slujitori, că ei nu trebuie să fie nici bețivi, nici lacomi, ci să fie cumpătați. Adică înfrânați. De asemenea, femeile, spune versetul 11, tot trebuie să aibă această calitate a cumpătării. Și dacă citim din nou Galateni capitolul 5, vom observa următoarea realitate. Toată roada firii pământești este rezultată din lipsa de înfrânare. Curvia, prea curvia, desfrânarea, destrăbălarea, beția, vrăjitorile, absolut tot. Este datorată sau derivă din lipsă de înfrânare. Atunci când un om se înfrânează, își vede drumul corect în viață, nu mai calcă prin domeniul adulterului, vrăjitoriei, pentru că superstiția este din nou un exces sau o poftă care nu este dată lui Dumnezeu prin închinare. Ci omul se închină lucrurilor sau se închină la altceva și din pricina aceasta dă naștere superstițiilor. Și haideți să rămânem, iubiți frați și surori, atenți la acest principiu. Noi trebuie să controlăm păcatul, nu păcatul să ne controleze pe noi. Dacă în viața noastră mai sunt păcate care spunem, unde spunem, păi eu nu pot, până acum n-am putut. Haideți să spunem în felul următor, Doamne, înfrânarea poftelor este o roadă a Duhului Tău. Lasă Duhul Tău să mă călăuzească în tot adevărul și atunci voi fi iubitor. În ce domeniu ar trebui noi, iubiți frați și surori, să manifestăm înfrânarea poftelor? Așa cum am spus, fiecare dintre noi ne-am născut cu o fire pământească. Și observați că fire pământească înseamnă natură pământească. Știți ce ne cere Dumnezeu? Și cum spuneau mulți oameni care deja au devenit atei, au spus în felul următor. Eu nu vin la credința aceasta pentru că Dumnezeu îmi cere imposibil. Știți ce ne cere nouă Dumnezeu? Tu, natura ta, cere să te comporți în maniera aceasta și tu știi ce trebuie să faci, să acționezi exact împotriva naturii tale. Și așa cum spunea un mare om al lui Dumnezeu, natura noastră este divină, nu umană. Noi spunem, păi, am jurat atunci când omul în general spune să înjuri atunci când cineva te enervează. Este un impuls natural. Astăzi, de exemplu, adulterul este în televiziune, în mass media și oriunde, în lume, la modă. Ești un nimeni dacă gândești altfel sau dacă gândești după tiparul Bibliei. Și iubiți frați și surori, pentru oameni, poftele firii pământești este un lucru natural. Și știți ce ne cere Dumnezeu?
acționează împotriva naturalului lumii acesteia. Este cel mai greu lucru. De asta mulți cad și de asta sunt creștini firești sau pământești după poftele firii în biserică. Dumnezeu ne cheamă să fim duhovnicești. Și așa cum prezintă lupta împotriva firii și a Duhului în Galateni capitolul 5, trebuie să lăsăm Duhul Sfânt să biruiască pofta firii noastre și în modul acesta vom putea să ne înfrânăm poftele și zica Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Spune aici cuvântul să vă feriți de poftele firii pământești, 1 Petru 2:11, care se războiesc cu sufletul. Adică aceste pofte au tendința la îndemnul diavolului să distrugă sufletul, pur și simplu. Și un om călăuzit de pofte carnale, un om care are sufletul îmbibat de păcat din cauza poftelor, știți ce se întâmplă? Are un suflet distrus. Pofta în sine distruge sufletul. Haideți să ne eliberăm și să ne înfrânăm. Și în modul acesta sufletul nostru va fi în regulă cu Dumnezeu. Un alt domeniu în care trebuie să ne înfrânăm, deja s-a spus, limba noastră, privirea noastră, ochii, auzul, spune aici cuvântul lui Dumnezeu, Iacov 1:26. Dacă crede cineva că este religios și nu își înfrânează limba, se înșeală, își înșeală inima. Religia unui astfel de om este zadarnică. A-ți înfrâna limba este, așa cum spunea apostolul Iacov în altă parte, un lucru de asemenea foarte greu, aproape imposibil. Dar Dumnezeu de ce a trimis pe Duhul Său, pe Mângâietorul? Atunci când suntem căzuți, El să ne mângâie. Atunci când suntem slabi, El, nu noi, să ne ridice. Atunci când noi nu mai avem nicio speranță, El, Duhul Sfânt, Mângâietorul, să ne dea speranță. Și în modul acesta, iubiți frați și surori, Duhul Sfânt trebuie să rugească noi înfrânarea sau autocontrolul. Noi trebuie să fim capabili și maturi, astfel încât să ne autocontrolăm. Și haideți să hotărâm de astăzi în câteva domenii ale vorbirii să ne stăpânim. De exemplu, vorbirea de rău. Cineva a greșit. Altcineva a făcut o gafă. Și așa mai departe. Vorbirea de rău atât de mult se infiltrează în familie, în viața fiecăruia. Păi ai auzit ce a făcut cu tare. Și imediat când unul spune ceva rău despre altcineva, ăla devine curios. Dar spune un verset din Biblie să vezi. Nu mă loc cu viață când spune destul păstorul la biserică. Hai să vorbim și noi despre ai noștri, dar de rău unde bine. Aici ar trebui să ne înfrânăm. Vorbește-l pe cel de lângă tine de bine. Dacă nu ai ce vorbi de bine, taci din gură. E mai bine așa. Apoi, bârfa este un alt lucru care face ravagii. În biserici, în familii, în societate. Ziare, unele ziare doar cu asta se ocupă. Noi nu trebuie să fim paparați. Să urmărim și apoi să scoatem vorbe. Dumnezeu ne cheamă să întrebuințăm limbajul doar spre slava Lui. Orice cuvânt folositor ne va afecta la judecată pentru că vom da socoteală. Așadar, dacă n-ai cuvinte folositoare, ține gura închisă. Este un lucru dat de Dumnezeu și în modul acesta vom putea să ne înfrânăm limba noastră. Un alt domeniu în care ar trebui și trebuie, spune Biblia clar, în mod tranșant, înfrânarea este sexualitatea. Astăzi lumea a înlocuit sexualitatea cu senzualitatea, cu desfrânarea. Și din pricina aceasta e vispa și surori. Dumnezeu ne cere și în acest domeniu înfrânare. Apoi mâncare și băutură. Așa cum spune Proverbe 23. Acolo cuvântul lui Dumnezeu face referire la mâncare, dacă ești lacom, spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 1, puneți un cuțit la gât. Cu alte cuvinte metaforic, nu trebuie să fii lacom nici după mâncare. Și apoi, începând de la versetul 29, continuă cuvântul lui Dumnezeu, Proverbe 23, spunând în felul următor. Ale cui sunt vaetele? Ale cui sunt certurile fără rost? Ale cui sunt plângerile? Ale celor care întârzie la vin? Ale celor care consumă băutură și în modul acesta ajung să păcătuiască? Iubiți frați și surori, Dumnezeu ne cheamă în fiecare domeniu al vieții noastre la autocontrol. Știți cum urmărește diavolul să ne lovească în domeniile în care suntem cei mai slabi? Eu s-ar putea să fiu tare în anumite domenii și acolo diavolul nici nu se gândește să mă ispitească pentru că spune, acolo el este tare.
Dar în schimb, privește spre slăbiciunile mele și acolo atacă diavolul. Privește spre dimensiunea slabă a vieții mele și acolo mă întărâtă cu poftele aduse prin firea pământească. De aceea Dumnezeu ne cere înfrânare. Știți de ce este necesară înfrânare? Pentru că dacă nu ne înfrânăm, se vor produce accidente, exact ca o mașină. Dacă într-o intersecție, dacă cineva este în fața ta și el a pus frână și tu n-ai pus, intri în el, este un accident. Așa și în viața spirituală. Atunci când nu există frână, atunci când nu există înfrânare, când nu există autocontrol, vor exista tensiuni, vor exista accidente. Pentru că nu există înfrânare. Și Dumnezeu vrea să păstrăm armonie. Armonia și unitatea în biserică este dată și de această virtute a înfrânării poftelor. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Și apoi haideți, la sfârșit și în încheiere, să observăm puțin valoarea autocontrolului sau a înfrânării. Spune Proverbe 16:32 un verset foarte interesant și ar trebui să medităm toți la el. Spune așa, cine este stăpân pe sine, prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Ne imaginăm o persoană, un viteaz, cum avea David, de exemplu, citim în Vechiul Testament, care unul singur cucerea nu o cetate, cetăți. Și venea biruitor și toată lumea îl aplauda pentru că venea biruitor. Și Scriptura spune în felul următor, cine are puterea și abilitatea să se stăpânească pe sine, este mult mai puternic, mult mai important și mult mai valoros decât un astfel de viteaz. Și de aici înțelegem un lucru. Foarte puțini oameni ajung să fie stăpâni pe sine. Ori sunt influențați de alții, foarte mulți ne lăsăm influențați de pofte, de fire. Avem atâtea metode prin care diavolul ne amăgește. Mass media este o metodă la zi în care diavolul ne spune ce trebuie să facem. Unii copii nici nu cresc bine și eu vreau să-mi pun cercel aici. Sau în limbă. Sau vreau să mă tatuez nu știu cum. Astea poate sunt voci ale diavolului iraționale care încearcă să ne ducă în rătăcire conform poftelor. Dar iubiți frați și surori, Dumnezeu, dacă ne cere să ne înfrânăm de la poftele firii pământești, ne cere în același timp să ne activăm plăcerile spirituale. Dumnezeu nu ne cheamă la o absență a poftelor, ci ne cheamă la o activitate a poftelor spirituale. Plăcerea mea este să fiu cu Dumnezeu, să-L cunosc pe El, să cunosc legea Lui. Dumnezeu ne cheamă, cu alte cuvinte, înfrânarea poftelor, ne ajută să ne direcționăm sentimentele noastre, plăcerile noastre pe drumul corect, spre Dumnezeu. Să nu fie accidente între noi, ci să fie armonie. Vedeam în zilele trecute la știri o profesoară care îi bătea pe elevi. Și la un moment dat a fost chemată la poliție. Și poliția a spus, cum îți permiți să bați elevii în halul ăsta? Și profesoara respectivă, puțin mai făcută, imediat a întors un dos de palmă și la polițist. Nu s-a stăpânit săracă. Polițistul mirat, i-a sărit și ochelarii, și-a pus ochelarii la loc și-a pregătit și el palma și-a dat una, i-a mișcat capul profesoarei. Și observăm din acest exemplu următorul lucru. Atunci când cineva te provoacă, este greu să te stăpânești. Dar haideți, iubiți frați și surori, în calitate de creștini, să ne stăpânim dorințele noastre. Faptele Apostolilor 24:25 spune așa. Pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis, de data aceasta, du-te, când voi mai avea prilej, te voi chema. Omul acesta, când a auzit neprihănire, dar când a auzit de înfrânare, eu trebuie să mă înfrânez, cam acesta este spiritul societății de astăzi. Lasă-mă să fac ce vreau eu, copiii, adolescenții, cel de la părinți, nu m-au obligat, lasă-mă să fac exact cum vor poftele mele. Mie mi-e poftă să fac cu tare lucru. Și așa voi face. Și societatea de astăzi are alergie, se îngrozește când aude cuvântul înfrânare. Adică autocontrolează-te. Dumnezeu, în același timp, iubiți frați și surori, ne cere să nu avem groază față de acest termen, ci să-l împlinim în viața noastră. Și un ultim lucru pe care vreau să-l accentuez este următorul.
înfrânarea noastră ar trebui să aibă loc o viață întreagă. Viața noastră continuă să meargă și dacă o clipă suntem neatenți, se va produce un accident. Dacă conduci mașina 8 ore și spui, acum eu închid ochii și vreau să conduc un minut cu ochii închiși, automat vei avea un accident, pentru că n-ai fost atent timp de un minut. Și te va costa tot drumul. Așa există și în viața spirituală. Dacă noi luptăm, dacă noi ne înfrânăm 10 ani și spunem, al 11 de ani o las mai moale. Degeaba te-ai înfrânat 10 ani și vei strica totul. Cu aceste cuvinte vreau să spun următorul lucru. Înfrânarea noastră, iubiți frașilor, trebuie să fie continuă, zi de zi, clipă de clipă. Avem un inamic care caută secunda, minutul sau ora să ne atace. Și trebuie să fim atenți și să ne înfrânăm în fiecare clipă și zic ca Dumnezeu să ne dea pe ființă. Amin.